În ambulanță i-am spus că îl iubesc, dar pentru că el se simțea atât de rău, inițial nu a auzit, așa că i-am mai spus odată, l-am luat de mână, l-am privit în ochi și i-am spus că te iubesc și mi-a răspuns și eu te iubesc. Și acestea au fost ultimele cuvinte pe care mi le-a spus.